Colectivizarea agriculturii românești, așa cum a fost făcută de către comuniști, a însemnat încălcarea brutală a tuturor drepturilor. Singura zonă care scăpase de această decizie era zona montană. Dar în 1981 Ceaușescu a dat ordin să se treacă la confiscarea pământului, iar populația de la munte să fie strămutată. În acele vremuri, Radu Rei a fost singurul om care a avut curajul să îl înfrunte pe dictator și să îi spună direct în față că această decizie nu este una bună pentru țară. Se luase hotărârea de colectivizare și a zonelor de munte. Datorită marelui poet Adrian Păunescu și a consilierului pe economie a Comitetului Central Petre Gigea, au pregătit o primire în audiență la Nicolae Ceaușescu a mea, care nu aveam nicio poziție politică, dar am scris cartea Viitor în Carpați, care a făcut, să spunem așa, valuri la nivel național și internațional și care era opusul acestei viziuni. Sigur că a fost foarte riscant pentru mine și nu era foarte, foarte neclar ce se va întâmpla cu mine pentru un asemenea îndrăzneală, așa, dar s-a întâmplat. Și la ora 11, pe 13 noiembrie 1981, am intrat pe acea ușă în care mi s-a spus că am 10 minute. 10 minute când vrea Dumnezeu s-au făcut 2 ore, ceva nemaipomenit în Comitetul Central. Și după aceste 2 ore am reușit să-l conving când i-am spus în final următorul lucru. I-am cerut permisiunea să-i spun ceva foarte grav după ce, după 2 ore, vă dați seama, am prezentat toată problematica. Am avut și dialogul și răspunsul la întrebări. Era singur cu Ceaușescu încă? Numai eu cu Ceaușescu am fost. Și atunci i-am spus așa, să-mi permită să-i spun ceva foarte grav. Și era dat din cap și atunci i-am spus că am făcut toate calculele, că dacă se întâmplă colectivizarea zonelor de munte, această economie se prăbușește cu siguranță și va fi mari perturbații sociale de care România n-ar avea nevoie. Domnule, în acel moment a bătut cu palmele în masă, s-a ridicat brusc de pe scaun, a făcut până la o ușă laterală, așa, s-a plimbat de câteva ori, a venit în fața mea și mi-a spus, am să repet așa cam cu glasul dânsului, uite, asta n-au știut să-mi spună tovarășii. Bine, o să facem o comisie și ne vom ocupa serios de această problemă. Și comisia a fost făcută din 5 persoane. Ministrul Agriculturii Angelu Miculescu, viitor ministru al Agriculturii Ion Teșu, secretarul general al Academiei de Științe Agricole Silviu Dumitru Teaci și consilierul Petre Gigea, care a fost unul din cei care au pregătit venirea mea acolo, iar dumneata vei lucra ca organ tehnic pe lângă această comisie. Mi-a întins mâna și i-am spus următoarea frază textual și exactă. Vă mulțumesc pentru grija care o purtați poporului român din Carpați. Și am ieșit. Și apoi comisia nu s-a întâlnit niciodată, dar nici colectivizarea munților nu s-a mai făcut. Și e multă, istorie multă. Va trebui în alte ocazii de făcut tot această poveste. Putem spune că sunteți omul care a salvat muntele în România. Da, cu ajutoarele pe care mi le-a trimis Dumnezeu.